Ah, això, ok. El que és que en Madrid, en Espanya, si Santa Cola està bé amb la família, d'aquí després de xar. Ja n'ha trecut, m'ha fet un accident de snowboard i hem remat amb unes dures destul de considerable d'espate. Si hem auzit aquesta clínica i hem vrut să încerc să văd dacă funcționează. Și a avut un rezultat pozitiv. Îmi pare a fi un aparat simplu, inofensiv, dar în timp ce avansezi îți dai seama că nu e chiar așa de ușor cum pare. Folosirea profilactică a dispozitivului medical Rehab Reformer te scutește de neplăcerile unei intervenții chirurgicale la coloana vertebrală. Având în vedere versatilitatea lui, poate înlocui și un antrenament la o sală de fitness. Aparatul poate fi folosit cu succes complementar tratamentului osteopatic. Adică în cazul în care pacientul va veni cu afecțiune la nivel discal, este indicat, să spunem, imperios necesar ca acesta să aibă întâi parte de un tratament pe masă de osteopatie. Osteopatia este o medicină manuală care are ca și obiectiv tratarea holistică a corpului, iar ca principal scop este acela de a reda mobilitatea structurilor, atât macromobilitatea, însemnând articulații mari, cât și micromobilitate, prin care înțelegem în special peristaltism. Pacientul poate, în momentul în care vizitează un osteopat și are parte de un tratament, poate să lucreze și grupele musculare specific, adică zonele vulnerabile, în același timp, fără a mai pierde timp prețios mergând la sală. Se pot lucra toate grupele musculare, inclusiv, deși nu pare, inclusiv musculatura gâtului. Se lucrează specific pe zonele care sunt vulnerabile și care au nevoie de creșterea tonusului. Musculatura specifică antigravitațională, musculatura spatelui, musculatura paravertebrală, musculatura profundă, care slăbește prin statul șezut prelungit, musculatura din zona fesieră și musculatura anterioară coapsei, mai exact quadricepsul. Rehab Reformer permite efectuarea unei mari diversități de exerciții pentru întindere, forță, flexibilitate și echilibru. Ele implică trageri, împingeri sau menținerea în poziție fixă a platformei, ceea ce presupune antrenarea musculaturii pentru a contracara forța arcurilor extensibile. După cum pot să confirme mulți din cei care au venit la clinică, îi poate scuti cu succes de operație tocmai prin antrenarea musculaturii vulnerabile. Foarte frecvent se pot trata afecțiuni ale șoldurii, cum ar fi coxartroză incipientă, gonartroze incipiente, deci vorbim în special de faze care nu sunt extrem de dureroase. El este folosit cu succes în recuperare, însă trebuie să ținem cont de natura intervenției, de cât de avansată este problema. Se folosește cu succes la multe intervenții sau la situații post-chirurgicale. 1, 2, împingi, 1, 3, 8, 9, 10, relax. Pacientul este în totalitate activ, ceea ce îl și responsabilizează, pentru că orice afecțiune este extrem de importantă partea activă. Din plan vertical, pacientul este dus în plan orizontal și exercițiile le realizează în plan orizontal, tot cu încărcare dată de numărul de arcuri atașate plăcii pe care se așează pacientul. Principalul avantaj al Rehab Reformer este faptul că pot fi lucrate aproape toate grupele musculare, fără ca forța gravitațională să supra-solicite coloana vertebrală.